La ce vârstă îi putem dresa? Bișonii, vitezomanți și jucăuși. Nu prea reușesc nimic cu el. Afară merge unde vrea și în zigzag. Are 6 luni. Un cățel, atât timp cât se ocupă stăpânul, proprietarul de el, se poate dresa, începând cu vârsta de 5 luni. Bineînțeles, e o vârstă la care începe să înțeleagă ușor, ușor. Se introduce lesa, dacă nu s-a introdus mai devreme. Mesele sunt regulate, mâncarea nu rămâne la discreție, sunt multe reguli de bază și voi lasa un curs pe tema asta, tot zic, doar că nu am reușit încă să îl lansez. La vârsta de 6 luni deja se poate dresa. Ideal ar fi să folosiți o lesă fixă, eu prefer lesele fixe de 2 metri și o zgardă fixă, dacă nu una strangulantă. Dacă folosiți ham și lesă flexi, retractabilă, atunci câinele merge în care direcție vrea el. Trebuie să meargă pe o parte, pe stânga sau pe dreapta, și aia să rămână partea pe care merge. Multă lume lasă câine să meargă unde vrea. Dacă lasă câine să meargă unde vrea, bineînțeles că atunci apar și probleme. De ce? Pentru că odată ce îl lași să facă ce vrea, el consideră că el hotărăște ce se întâmplă. Și în momentul în care el așa vede lucrurile și consideră că hotărăște ce se întâmplă, ghici ce? Nu mai ascultă, că e normal. Nu o să-i spui tu șefului tău ce să facă, o să spună eventual el ce să face. Aici vorbim de locul de muncă. Șef, lider, CEO, cum vreți voi să-i spuneți. Reguli. Mâncare condiționată. Recompense și se lucrează disciplina. Și cu siguranță trebuie să funcționeze. La 6 luni deja câinele înțelege fără doar și poate. Succes. Răbdare multă. Consecvență și disciplină. Numai bine!